Inspectoratul pentru situații de urgență Barbuștirbei al județului Călăraș a prezentat bilanțul activității pe anul trecut. Astfel, în anul 2020, personalul compartimentului Monitorizare Situații de Urgență și Dispecerat a preluat un număr de 22.125 de apeluri de urgență direcționate către ISU Călăraș. Dintre cele peste 22.000 de apeluri primite, 9.983 s-au concretizat în existența reală a unor situații de urgență. Astfel, în zona de competență a ISU Călărași, forțele de intervenție au fost solicitate pentru gestionarea unui număr de 9.983 situații operative. Repartiția acestor intervenții pe categorii este următoarea. 680 de intervenții pentru stingerea incendiilor, 193 alte situații de urgență, 1930 acțiuni de protecție a comunității, 5867 de intervenții pentru asistență medicală de urgență, 1131 acțiuni de asistență persoane și 182 de intervenții la care nu s-a acționat. În anul 2020, în urma intervențiilor la incendii, s-au înregistrat 44 de persoane salvate, dintre care 36 de adulți și 8 copii. 10 persoane au fost rănite și 3 persoane și-au pierdut viața.